Salut, prieteni, eu sunt aici de fotbal și iată-ne la un nou video pe canalul nostru, ceva ce nu am mai făcut de foarte multă vreme. Revine un nou episod din Ghicește Stadion, n-am mai făcut de mult timp treaba asta și mi-a zis câteva persoane pe Facebook să fac treaba asta și am zis, bă, de ce nu? Adică n-am mai făcut de foarte multă vreme și am zis că ar fi o chestie bună. Vom juca așadar două jocuri, pentru că știți, fiecare joc are câte 5 stadioane și vom juca două ca să avem 10 și ca episodul să aibă și el o durată mai lungă, să fie și mai interesant pentru voi. Și da, sper să mă descurc bine, sper să ghicesc toate stadioanele. Ideea ar fi să încerc să fac și odată acel 25.000 care este maxim. E destul de greu de atins acel număr, însă eu am încredere că dacă sunt atent o să pot face maxim. Așadar, ne aflăm pe prima arenă, fraților. Hai să ne uităm puțin în jur să vedem despre ce este vorba. Parcă totuși ar fi Anglia pe aici. Hai să ne uităm. Stadium map, da, pare un stadion din Anglia. Da, suntem la Crystal Palace, iată, vedem aici stema lui Palace pe guard, hai să dăm așa să o vedem și vedem mai bine. Iată, vedem stema lui Crystal Palace, suntem la Crystal Palace, fraților, pe stadionul lor, al cărui nume scapă acum, din păcate, însă Palace este o echipă din Londra. Așa că primul pas l-am făcut, știm că suntem în Londra, însă ca să găsim Selhurst Park, cum se numește arena lor, va fi o adevărată provocare. Habar n-am, sincer, când a desfie Crystal Palace. Nu știu dacă e chiar în Londra sau că este la periferie. Totuși cred că aș miza pe periferie. Parcă e undeva prin West Palace. Hai să zicem undeva pe aici, pentru că e clar că nu există un cartier sau ceva. Am fost la 33 de kilometri, era în centru stadionul lor, însă am știut că este în Londra, așa este important. Prima arena am ghicit-o, dar am fost destul de departe, totuși. Știam că este în Londra, însă nu mi-am dat seama exact unde ar trebui să fie. Să vedem aici despre ce este vorba. Asta chiar pare mai greu. Asta ar fi stadionul, ne apare o imagine de afară. Nu dau seama, sincer, nu dau seama ce, în ce țară suntem aici. Asta încercăm să căutăm un indicator, ceva. Vă caut numerele galbene pe față. Știu că în Anglia sunt numerele galbene pe spate. Însă aici, nu știu, iată, scrie ceva aici. Stad Josie Bartel scrie. Deci după numele trebuie să fim ori în Belgia, ori în Franța. Ia să vedem pe acel indicator ce zice. E un indicator verde acolo și ne putem da seama ce... A, ba, nu. Plus.coop, nu știu ce. Da, asta e destul de complicat, sincer, pentru că chiar nu știu ce echipare e stadionul ăsta. Și îmi place că au băgat, stadioane noi, pentru că este mai complicat și pentru mine. Să-mi dau seama, bă, frate, chiar nu știu cu este stadionul ăsta. Mai caut indicii, poate găsești ceva. Și poate găsesc o stema a echipei undeva pe gard sau pe ceva, cum am găsit la Crystal Palace, de exemplu. Pentru că altfel e foarte, foarte complicat. Ia să vedem. Nimic. Ia să vedem pe pereți, pe ceva. Măcar să dau seama că suntem în Belgia sau în Franța sau în Elveția. Puteai fi și în Elveția aici. Recycling Center. Scrie Size Center. Asta scrie în engleză. Și casele arată ca unele din Anglia. Deci da, e foarte complicat. Deci numele e francez. Dar cum îi zice, puteam fi în Anglia fără probleme. Să mai înconjurăm stadionul, poate găsim ceva. Asta chiar e unul greu, n-am ce aici, nici n-am auzit de el. Caut după cum ai zis un semn ceva, să-mi dau seama exact unde am fi aici. Vedem aici ce scrie. Luxemburg. Parcă Luxemburg scrie aici. Da, Luxemburg scrie. Om fi în Luxemburg, fraților. Păi eu cred că suntem în Luxemburg. Și asta să fie stadionul lor. Probabil suntem în Luxemburg. Văd aici puțin din stadion și parcă arată ca cel din Luxemburg. România a jucat în Luxemburg în niște preliminarii, parcă pentru Euro 2012 sau Cupa Mondială din 2014. Nu mai știu exact. Și iată-ne așadar în Luxemburg. Căutăm Luxemburg. Am apa de găsim și stadionul, ceea ce ar fi absolut ideal. Însă, da, Luxemburg este o țară foarte, foarte mică, cea mai mică din Uniunea Europeană, cred. Și chiar nu știu pe unde ar trebui să fie stadionul lor. Bă, e complicat, chiar e complicat. Aici apare pe la periferie, o să pun și undeva pe aici, ia să vedem. Am fost la doar 6 km, e bine că am ghicit țara. Și iată-ne, ghicim și al doilea stadion aproape de perfecțiune, cel din Luxemburg. Mergem la a treia arenă, fraților.
Aici din fericire dă pe stadion, asta îmi place, dă pe stadion. Și aș vrea să văd tribunele, aș vrea neapărat să văd tribunele. Forum de Lemploa, suntem în... suntem la Nice, stați aici, suntem al lui Nice. Suntem pe arena celor de la Nice aici. Ceea ce este foarte bine, am dat seama repede unde suntem. Acum hai să vedem dacă ghicim și stadionul, pentru că Nice, din câte știu eu, sunt două stadioane. E vechiul stadion plus cel nou. Deci undeva prin sudul Franței ar trebui să fie. Da, iată-l, iată orașul Nice. Acum, spre rușinea mea, nu știu cum se numește stadionul celor de la Nice, ceea ce e evident o problemă. Chiar nu știu cum se numește stadionul, așa că haideți pur și simplu să căutăm pe aici. Poate găsim mini golf, muzee dar... Ok, 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 metro, club, picnic, muzee du sport, ok? Allianz Rivera, ăsta e tatu, l-am găsit, ăsta 100% e Allianz Rivera. Ăsta e stadionul lui Nice și da, 4999 de puncte. Primul stadion al cărei oraș îl ghicim, dar ghicim de asemenea și denumirea, știm exact unde se află. Primul stadion pe care îl găsim exact pe mapă, ceea ce este evident foarte, 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 foarte bine. Da, iată-ne pe al 5-lea stadion, nu știu ce, dar al 4-lea nu a apărut. Și practic a trebuit să sar peste el pentru a-mi se da mai departe. Al 4-lea a fost și nu mi-a apărut black screen și nu mi-a apărut stadionul, ceea ce a fost destul de ciudat. Deci m-aș da la al 5-lea, al 4-lea a trebuit să-i dau skip. Și da, din păcate nu va apărea acela, însă vom mai face un joc, după cum v-am zis, și să sperăm că acolo totul va merge bine. Ne aflăm aici pe o arenă, tot din Franța, cred. Parcă tot din Franța arată, sau nu? Ce scrie aici? Croke Park. Ăsta e stadion de rugby, din câte văd. Cred că suntem în Anglia sau în Scoția. Undeva în Regatul Unit, în orice caz. Vedem aici... cum ne zice? Stropitoarele de iarbă și tot felul de chestii. Nu este o zi de meci, se pare. Însă, da. Nu-mi dau seama exact unde am putea fi, poate găsim un indiciu ceva, pentru că chiar aș avea nevoie în momentul ăsta de un indiciu. Ulster, ce scrie acolo, mă? Ulster Bank, IE. .IE. IE ar trebui să fie de la Irlanda, în mod normal. Nu știu exact. Mă gândeam ca acea prescurtare să ne zică cam în ce oraș sau în ce țară am putea fi. După sponsor, că chiar n-am cum să mă iau, știți? Și totuși, fiind stadion de rugby, ar trebui să fie undeva printr-o țară de-asta engleză, pentru că acolo se joacă foarte mult rugby, dar și în Franța se joacă. Și asta mă cam chine puțin, stai și destul de mult sponsor și apare Croke Park. Da, suntem undeva în Regatul Unit, asta este clar, ori în Regatul Unit, ori în Irlanda, deci ne mutăm clar în această insulă. Însă nu știu exact unde, poate fi și aici, poate fi și aici, nu știu exact unde este acest Croke Park. Am putea fi în țara Galilor și acolo se joacă rugby. Foarte, foarte mult. Chiar nu scrie nicăieri, n-avem niciun indiciu. Și... da, e destul de complicat. Hai să punem și noi, nu știu, undeva... O să merg pe Scoția, cred că o să merg pe Scoția. Nu știu ce, am eu o intuiție că ar trebui să fiu în Scoția sau în țara Galilor. Însă o să merg pe Scoția. Și să sperăm că suntem în Scoția. Suntem ori în Scoția, ori în țara Galilor, eu așa zic. Hai să mergem pe Glasgow, să sperăm că suntem aici. Eram în Irlanda, eram la Dublin. Știam că suntem undeva în Regatul Unit, mi-am dat seama de treaba asta. Mai bine zis, nu chiar, pentru că Irlanda nu face parte din Regatul Unit. Știam că suntem undeva pe una dintre aceste două insule, însă... da, am ales Scoția, eram în Irlanda și vedem ce s-a dat final, 17.000 de puncte. 726, însă după cum știți a trebuit să dau skip la al 4-lea stadion pentru că pur și simplu nu mi-a apărut. Și haideți să mai facem un joc și să vedem cum ne descurcăm de această dată. Ok, începem cu Swedbank Stadion, care după denumire este clar suedez și suntem pe stadionul lui Malmo în Suedia. Acum problema este că nu știu dacă există un oraș Malmo sau dacă doar așa se numele echipei. Sper să existe un oraș Malmo, pentru că dacă nu există o să fie destul de complicat. Iată-l aici, iată-l în sudul Suedia. Am găsit orașul Malmo, știam că nu este un oraș micus, ceva din potrivă. Și acum haideți să căutăm stadionul cu pricina.
Cred că acesta este sau nu? Numai Moscou, nu este un muzeu sau ceva. Nu este aici. Sankt Berg Skola. Malmo așa. Trebuie să fie la unul dintre punctulețele astea, mă rog, nimă, normal. În mod normal, trebuie să scrie și denumirea arenei, cred, sau ceva. Hai să vedem dacă o găsim, ar fi interesant să o găsim. Arena celor de la Malmo. Malmo Studenthood, Ulreibach. Zlatan Kaut, super tare, iată, am găsit și magazinul lui Zlatan sau ce-o fi aici. Ăsta clar e al lui Ibrahimovic, fără discuție. El jucând și la Malmo în viață, dar cred că este și din Malmo chiar, nu știu exact. Nu știu dacă părinții se au migrat înainte de nașterea asta sau după nașterea lui. Bă, nu găsesc stadionul, sincer. Însă după cum arată zona, vedem acolo un bloc. Am putea fi probabil pe la periferie, sau să fie acest Bellevue Park. Nu, nu e Bellevue Park, bă. Am putea fi pe la periferie, nu știu să exact unde. Așa că voi pune aici în centru și ne vom da seama cam cât de departe sau cât de aproape am fost. 2,4 km. Iată acest Swedbank Arena, nu l-am văzut la prima vedere. Însă am fost destul de aproape, știu că e undeva prin centru și ne-am descurcat. Următoarea arenă, ia să vedem unde ar trebui să ne aflăm aici. Vedem această tribună mai mare. Sper măcar că e stadion de fotbal, că dacă iar e de rugby sau de altceva, n-am nicio șansă. Scrie aici în... cred că în turcă scrie. Securita sau în italiană sau în spaniolă, ceva de genul ăsta. Ia să ne uităm pe aici cum arată lucrurile. Dar nu e în afara stadionului. Asta este complicat. Au băgat stadioane noi și multe sunt foarte dificile. Și ne va fi foarte greu să ne dăm seama în primul rând în ce țară suntem. Contează foarte mult să ne dăm seama de țara în care ne aflăm, pentru că după aceea nu, o mai luăm pe ghicite și poate ne dăm seama în ce zi. Iată aici venim o parcare. Trebuie să găsim un semn ceva, știți, un semn care să ne... un semn distinctiv care să ne arate clar unde ar trebui să ne aflăm la momentul actual. Hai să punem harta jos. Așa. Ia, pot să mă duc încolo? Am văzut un semn galben și poate găsești ceva acolo. Iată o femeie. Poate acest semn, poate acest semn să ne dea vreo idee. Da, iată. World class scrie aici. Deci, cred că world class scrie, da. Înseamnă că e o sală de fitness aici. Da, asta e o sală de fitness la world class. Însă nu asta îmi doream să văd, pentru că nu-mi dau seama în ce țară am putea fi dacă văd doar world class. Hai să mergem în partea opusă, poate găsim ceva. Numerele de matriculare, din păcate, sunt blurate, astfel că nu le putem vedea. Ar fi fost un indiciu important numerele de matriculare, pentru că veneam acolo țara instantaneu, însă era normal să le bluleze până la urmă. Nu poți să pui numerele de matriculare pe mașină. Aici, mă, normal, trebuie să scrie pe stadion undeva de unde provine. Oh, ok, suntem în Islanda. Vedem steagurile Federației Islandeze. Suntem clar în Islanda, la Reykjavik, mă, normal. Da, suntem în Islanda, fără discuție. Iată, găsim și al treilea stadion. Este vorba de cel islandez. Acum nu știu exact unde ar trebui să fie ăsta. În mod normal, în Reykjavik, mă aștept să fie în capitala Islandei. Hai să vedem. Rămâne refuz dacă o găsim acum. Reykjavik, un oraș destul de mic, din câte văd, nu are prea multe chestii pe aici. Asta că găsim stadionul, totuși. Pentru că ne am foarte multe obiective, mă, numai atât, stadionul a trebuit să fie marcat ușor pe hartă, ceea ce ar fi bine pentru noi. Iată, cred că ăsta e stadion Viking, în mod normal ăsta ar trebui să fie. Hai să dăm aici să vedem. Nu, era altul. Am fost la 3 km, însă era altul. Era vorba de Laugardalslovur. Da, nu mi-am dat seama, sincer. Am văzut acolo stadium și am apăsat repede, însă nu era acela, din păcate. Numărul 3, fraților, pe listă este din nou un stadion văzut de din afară. Dar aici scrie în cehă, cred. Cred că în cehă sau în poloneză scrie. Deci ar trebui să fim undeva în partea de est a Europei. Nu, scrie maghiară, suntem în... cred că este Groupama Arena. Cred că Groupama Arena sau stadionul din Ferencváros. Una din două. În mod normal, suntem în Ungaria cu siguranță. Vecinii noștri ungurii. Suntem ori pe... sau stadionul este în construcție. Ba nu, strada e în construcție, nu stadionul.
Cred că suntem pe grupa A Arena. Cred că suntem pe grupa A Arena din Budapesta și o să mă duc direct acolo. În mod normal acolo ar trebui să fim. Ia să vedem. La Budapesta e un oraș imens. Acum, da. Nu știu exact unde se găsește grupa A Arena. Oraș foarte mare în Budapesta. Hai să ne mai uităm, facem harta mai mare. Poate îl găsim, cine știe. Premier Outlet. Ca obiective generale văd că nu face parte și stadionul din multe obiective avem aici. Da, va fi complicat. Ia să ne uităm puțin. Să fie mare acesta. Ce puși med... Asta e muzeul unui stadion, scuze. Ok. Uitați, avem aici o autostradă și după cum se poate vedea, noi suntem pe marginea unei autostrăzi aici. Deci poate dacă mergem pe această autostradă în sus sau în jos vom găsi ceva. Deci m-ar mira treaba asta. Da, nu găsim stadionul, din păcate. Hai, totuși să punem undeva pe aici, în jurul autostrăzii. Și hai să vedem cam pe unde ne aflam. Da, 8 km, însă, da, era o idee bună să mergem pe autostradă. Pentru că ne-ar fi adus direct la destinație. Ne aflăm mai departe pe o arenă pe care scrie Gazprom, din câte văd. Deci ar trebui să fim undeva în Rusia, mă, normal. Complicat, asta scrie aici cu litere chilirice. Însă nu știu ce scrie, din păcate, pentru că nu cunosc alfabetul chiliric. Nici nu ne putem muta. Sincer, chiar nu știu ce stadion avem aici. Ia putem apropia măcar? Am putea fi și în Serbia. Aș merge pe un stadion din Serbia, sincer. Nu știu, chiar nu știu. Sau am putea fi și în Bulgaria. Dar Gazprom e firmă rusească. Dar fiind scris așa, poate e doar sponsorul. Pentru că dacă am fi în Rusia, totuși ar fi scris cu litere normale. Da, nu știu. Pe ce să mizăm? Să mizăm pe Rusia sau pe Serbia? Hai să mizăm totuși pe Serbia, să zicem că suntem la Belgrad. Dar parcă văd că ne trimite direct în Rusia. Ia să vedem. Nu eram în Belgrad, iată, am ghicit-o pe asta. M-am gândit că suntem ori în Belgrad, ori în Rusia și eram în Belgrad. Așa că am ghicit-o. Și ultimul stadion, fraților, este arena pe care s-a jucat în 2011 finala Europa League, Aviva Stadium din Dublin. O ultimă arenă ușoară, sincer. Cea dinainte a fost pe ghicite și mă bucur că ne-a ieșit. Acum mergem la Dublin pentru a căuta Aviva Stadium. Câte știu că e pe marginea mării, parcă. Undeva pe lângă port. Așa mi-amintesc acum, nu știu exact. Cred că ăsta e 3 arena. O să-l vedem. Nu cred că e ăsta. Vedem că are doar un rând de tribune. Dau ce, nu știu ce. Dublin Port. Ne mai uităm puțin. Vreau să-l găsesc, puta, chiar vreau să-l găsesc. Și poate cu puțin noroc o vom face. Evident este greu dacă nu cunosc aceste orașe. Dacă n-am fost niciodată pe acolo, e greu să-mi dau seama unde ar trebui să se apă stadionul. Whitehall, Dublin Zoo, am auzit la grina zoologică, iată, e zona industrială. Nu, e complicat, în orice caz e complicat. Nu, am ieșit, cred că am ieșit din Dublin, deja este cam prea departe. Hai să punem și noi punctul, eu mizez undeva pe marginea mării. Așa că voi pune undeva pe aici, hai să vedem cam cât de aproape sau cât de departe am fost. Da, era pe marginea mării, știam că pe marginea mării. Însă era puțin mai sus aici. Iată, la Viva Stadium, exact cum v-am zis. Și scorul nostru final este de 24.735 de puncte. Un scor foarte bun din 25.000 posibile. Dacă prima dată n-am reușit să facem un scor senzațional de această rată, ne-am întrecut pe noi înșine și iată, ne pun un scor foarte, foarte bun. Prieteni, aici încheiem și în episodul. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like. Dacă vă susțineți în continuare și dacă v-a plăcut acest tip de episod. De asemenea, uitați să scrieți în comentarii dacă aveți și voi alte sugestii de video pentru episoadele viitoare. Am fost AG Football, ne vedem la episodul viitor. O zi cât mai frumoasă, toate cele bune, la revedere!